Atunci când vorbim despre buretele de stejar, vorbim de fapt despre două genuri de ciuperci, Fomes și Felinus, care cresc în pădure, pe tulpinile copacilor bătrâni, mai ales pe stejar și fage. Aceste ciuperci sunt folosite ca materie primă pentru prepararea a ceea ce noi numim iască. Buretele de stejar crește sub forma unei copite de cal sau a unei etajere. Trăind pe copaci, buretele de stejar produce în timp putregaiul alb al lemnului. Buretele la vârsta adultă seamănă într-adevăr cu ceva similar cu o plută, dar de fapt este un parazit extrem de periculos, biotrof, care aparține categoriei de ciuperci care distrug lemnul. O ciupercă tinder puternică parazitează lemnul putred, pătrunde în interior și distruge trunchiul. Poate produce daune imense pădurilor și parcurilor. Primul care a descris această specie a fost micologul și naturalistul francez Lucien Quélé în anul 1886. În medicina populară, buretele de stejar a fost folosit multă vreme pentru oprirea sângerărilor și tratarea rănilor. În natură, în lipsă de altceva, se utilizează ca pansament, fiind un hemostatic destul de puternic. Este posibil să aibă proprietăți antimicrobiene. Este demn de menționat gustul buretelui de stejar. Este foarte important ca organismele de fructe să nu cadă în categoria ciupercilor otrăvitoare. Cu toate acestea, astfel de specimene nu sunt consumate. Problema este că au un gust destul de urât. În ciuda unicității sale, buretele de stejar are o mulțime de calități de vindecare. Compoziția sa conține compuși bioactivi sub formă de dedalin A și quercinol. Odată cu eliberarea unor astfel de substanțe, au prezentat o activitate antiinflamatoare și antioxidantă excelentă. Corpurile de fructe sunt utilizate cu succes în medicina tradițională. Vindecarea decoctului ajută la rezolvarea bolii Botkin. Dacă aveți de gând să comparați specimenii pentru scopuri medicinale, ar trebui să știți despre regulile de colectare și recoltare a fructelor. Pentru astfel de cazuri, cel mai bine este să acordați prioritate corpurilor tinere de fructe. Nu trebuie să aibă mai mult de 2 ani. Este de asemenea important de menționat că fructele considerate ale regatului ciuperci nu sunt folosite în niciun fel în domeniul culinar. Singura excepție poate fi considerată pudra de ciuperci, care este folosită pentru prepararea ceaiului de vindecare.